Bună ziua, sănătate tuturor! Haideți să vedem astăzi cum extrage miere. Suntem în începutul lunii august și mai putem extrage câteva rame din familiile de albine. Există timp suficient pentru perioada de toamnă până în toamnă ca ele să reocupe magazinele cu miere, așa că putem face câte o ridicare de o ramă, de două, de trei, de cât este necesar. Vreau să ridicăm astăzi niște rame de miere, am ridicat la vreo câțiva și vreau să vă arăt exact cum ridicăm și cum așezăm cuibul după ce am extras până apoi să punem ramele. Haideți! Avem aici o familie, asta e o familie prea mare, hai să nu vă arăt că aici am multe rame de scos. Deci s-o arăt de la familia asta, dar după aia am prea mult de lucru aici și stau prea mult la asta. Haideți să începem cu familia asta, cred că e una mai mică. Ținem atâta timp, da? Uitați aici albina. Albina bubulina, da. Opa. Ne facem simțită prezența. Puteți să vin să filmați și mai aproape ca să se vadă în regulă, da? Bun. Când nu mai ai rame, faci orice și improvizezi. Aici am avut o ramă neînsârmată. Iată cum am pus-o aici. N-am mai avut și au pus miere, au clădit. Aici scoatem pentru faguri. Da? O să o desfințăm. Bun. Hai să o dăm o dată deoparte până o punem în ladă și o suturăm. Să vă fac o idee. Bun. Avem aici prima ramă, da? Au o grămadă de propolis. Ei, le-am separat un pic. O grămadă de propolis, dar n-am timp să îl strâng. Da, avem prima ramă. Iată, vedeți cum arată. Coroniță suficient, aici miere necăpăcită și păstură, cât un puiet, unul aici colo, da? Da, uitați aici, da, aici avem puiet. Unii scot mierea asta, o scot. Eu aici las și nu mă grăbesc, este un pic de puiet, da, o putem scoate dacă totuși. Mergem mai departe, următoarele rame. Uitați următoarea ramă, plină cu puie. A depus pe asta cu miere pentru că n-a avut spațiu matca. Iată, vedeți? Aici nu ne mai atingem. De aici încolo nu mai avem treabă. Ăsta e puietul de toamnă. Iată și aici, și o ramă cu suprapusă, jos pentru păstură și pentru târândori. Aici tot așa. Să vedem dacă au ouă de o zi. Nu se vede aici. Probabil matca a făcut o pauză. Da, sunt o seamă că nu găsesc ouă de o zi și atunci se întreabă, nu mai există matcă? Trebuie așteptat 3-7 zile și vedem dacă asta, că masca mai face câte o pauză. Da? Iată, următoare ramă. Da, avem ouă de o zi. Este. Bun. Acum, de aici încolo, la următoarele rame, eu nu mă mai duc să le mai verific de aici încolo. Iau din capătul celălalt încoace și vedem dacă avem magazie cu miere de acolo. Pentru că de aici încolo îi puiet.
Și atunci pe mine nu mă mai interesează la extracție. Ouă de o zi am verificat, sunt, matcă este, nu mai intrăm să le mai deranjăm. Luăm din capătul celălalt. Asta pentru aceia care nu știu cum să extragă mierea, pentru că mi-ați mai scris acolo cum extragem, ce extragem. Extragem magaziile laterale, lucru pentru care are timp. Da, uite, asta e o primă ramă, goală, asta o foiță, uite cât are în magazie, da? Asta n-ar rost să-l scot, o rămâne acolo. Luăm următoarea. Până ajungem la puiet. Când am ajuns la puiet, ne-am oprit. Da, uite aici. Aici e miere necăpăcită. Asta nu se scoate. Asta rămâne, pentru că dacă nu, se cristalizează după aceea și vă întrebați că de ce. Nu extrageți tot. Da? Bun, aici iarăși ele lucră pentru... Asta n-are rost să scot, rămâne. Este un kilogram și ceva de miere, aproape două, este, da? Fiind necăpăcită, nu ne băgăm la ea. Astea două, până la toamnă târziu, ele o să le umple. Și atunci au provizie pe iarnă. Da, ne mai uităm, practic, acum ar trebui să vină puietul. Da? Iată că nu vine puietul, este miere căpăcită, peste 30% și din coace. Cum e rama aceasta, se poate scoate. Da? O punem din coace. Bun, mai mergem încă o dată să vedem. Și acum cred că trebuie să vină puietul. Dacă nu, imediat îți aduce mamiata. Da, iată. Avem aici iarăși miere, păstură și tot așa. Și aici avem ouă de o zi. Aici s-a încheiat. Acolo sunt ouăle de o zi. Sper să se vadă, dacă nu se vede, credeți ceea ce v-am zis eu. Iată coroniță cu miere, asta rămâne, asta nu scotem. Chiar dacă e multă miere, rămâne acolo provizie pentru iarnă, ouă, puiet, ele trebuie să hrănească. Da, și atunci uitați aici. Rămâne așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, așa 6 rame cu puiet, 2 de magazie și încă 2 din coace, iarăși cu puiet, 2 rame, 3 rame de aici din cuibul acesta pleacă. Merem, le scoatem, le punem goale înapoi și apoi ele o să își umple până în toamnă și eu nu mai am treabă cu albinuțele. Nu mă mai complic să le mai pun sirop, să le mai pun... nu știu ce, atâta turtă în februarie și la revedere. Asta am vrut să vă spun astăzi. Haideți, înainte de încheiere, să vă arăt și cum scutur o ramă, să știți și dumneavoastră. Pentru cei care, nu pentru cei experimentați, evident, pentru aceia care intră în apicultură, pentru începători, care poate încă nu se descurcă, da? Frumos, luăm rama, da, o prindem de urechiușe, dată de două, de trei, și de 4 ori. Mai rămâne cât un pic de albinuță, cu grijă. Luăm peria din păr natural, de preferat. Da, să nu fie plastic. Bun. Ușor. Ușor. Aici gata. Aici gata. Dedesubt. E gata, o dăm în stânga, dacă mai rămâne o albinuță, două, le suflăm. Dar aici au rămas un găun, apar găunii, să coc strugurii. Atâta i-a fost, da? Și acum o punem pentru scos. Aici avem un pic de fagure, iată dintr-o parte, pentru cei care doresc să vină să guste. Și mergem mai departe, da? Asta am vrut să vă transmit astăzi și să vă arăt cum extragem mierea și ce facem. Vă mulțumim, sănătate tuturor, o zi faină tuturor apicultorilor. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la canalul meu și veți mai vedea și alte lucruri.